Salutare tuturor! Înainte să începem, aș vrea să vă prezint un mic proiect din care fac și eu parte. La acesta participă câțiva dintre youtuberii voștri preferați și își propune a pune pământul și omenirea în diferite scenarii de genul ce s-ar întâmpla dacă. Deja avem câteva videoclipuri create și sperăm să ajungem împreună cu voi la cât mai multe. Vă las un link în descriere către canal. Nu ezitați să vă abonați și acolo pentru mai multe videoclipuri interesante. Sistemul solar, așa cum îl cunoaștem noi în prezent, este bine calibrat și a funcționat în același fel de-a lungul miliardelor de ani. Însă, ce s-ar întâmpla dacă una dintre planete ar dispărea? Haideți să explorăm împreună această posibilitate în videoclipul de astăzi. Chiar este posibil să se întâmple asta? Haideți să scoatem adevărul la iveală. Este posibil pentru o planetă din sistemul solar să dispară pur și simplu? Tehnic vorbind, nu. Este foarte puțin probabil ca o planetă să dispară într-o clipită, asta până la punctul în care acest scenariu face parte dintr-un film science fiction. Totuși, acest lucru nu înseamnă că un incident întâmplător nu poate duce la dispariția unei planete într-un anume fel, chiar dacă nu ar dispărea brusc. Poate vă întrebați ce presupune asta mai exact. Ei bine, haideți să ne uităm la Mercur, care este una dintre cele mai mici planete din sistem. În prezent, aceasta se află într-un proces de contractare, literalmente, din cauza compresiei nucleului său. Deci, într-o zi, va face implozie sau va dispărea într-o secundă în propriul stil. Sau există o altă perspectivă din care ai putea să privești acest fenomen. Este posibil ca un asteroid să se ciocnească de mica planetă cu o asemenea forță încât va distruge literalmente planeta. Astfel, va dispărea brusc din peisaj. Același scenariu ar putea avea loc și cu Pământul, dar și cu celelalte planete din sistemul solar. De aceea, foarte mulți astronomi se tem că Pământul va fi lovit în viitor de un asteroid care ar putea duce la extinția rasei umane. Însă, celălalt adevăr pe care trebuie să-l luăm în considerare aici este că atunci când vine vorba despre spațiu, sunt foarte multe lucruri pe care nu le cunoaștem încă. Am descoperit planete care ne-au depășit așteptările și încă găsim lucruri interesante care nu au sens. Deci, poate că undeva în univers există ceva care poate duce la dispariția într-o clipită a unei planete din sistemul nostru solar, doar că încă nu ne este cunoscut nouă. Depinde de planeta care va dispărea. Acest punct nu ar trebui să vă surprindă deloc. Dacă ne uităm cu atenție la efectele dispariției unei planete asupra sistemului nostru solar, ar trebui să ne gândim în primul rând ce planetă trebuie să dispară. Dacă privim atent sistemul de la Mercur până la Pluto, da, știu, Pluto nu mai este o planetă, însă o includem și pe aceasta, vom observa imediat că planetele nu au aceleași dimensiuni. În anumite cazuri, formele sunt diferite, la fel și compoziția sau sateliții naturali care orbitează în jurul acestora și, cel mai important, distanța și orbita planetelor față de Soare diferă pentru fiecare. Dacă te gândești mai bine, fiecare planetă are un oarecare efect asupra sistemului solar în general. Chiar dacă nu ne dăm seama de acest lucru imediat, ceea ce nu spune foarte multe, pentru că sunt o mulțime de evenimente și fenomene în spațiu pe care nu le înțelegem cu adevărat și de cele mai multe ori nici nu realizăm că au loc. De aceea, cercetările spațiale sunt atât de importante pentru specia umană, pentru că vrem să aflăm ce se întâmplă acolo și cum sau de ce ne-ar putea afecta dacă nu luăm lucrurile în serios. În orice caz, putem argumenta că orice planetă am eliminat din sistemul solar va avea un efect asupra lucrurilor în general, însă asta nu înseamnă că ar trebui să ne temem de pierderea vreunei planete. Haideți să vă explic mai bine. Dacă Mercur ar fi pierdută, este corect să începem cu prima planetă din sistemul solar, Mercur. Aceasta este una dintre cele mai apropiate planete de Soare, iar perioada orbitală în jurul stelei este de doar 88 de zile pământești. Este una dintre cele mai fierbinți planete din sistemul solar din cauza faptului că se află literalmente la o aruncătură de băți față de Soare. Dacă credeți că Soarele este mare pe cerul nostru, atunci așteptați să-l vedeți de la suprafața lui Mercur. Hai să vedem ce s-ar întâmpla dacă Mercur ar dispărea. Să presupunem că a fost teleportată accidental într-o altă parte din univers. Deci, acum că a plecat, ce vom simți noi mai exact aici pe Pământ? Va deveni sistemul solar o epavă pentru că a dispărut? Sincer, nu, și cel mai probabil știți și de ce. În principal, planeta este atât de apropiată de Soare și atât de mică, doar puțin mai mare decât Pluto, încât nu va avea un impact major asupra sistemului solar așa cum îl cunoaștem noi.
Știu că poate sună ciudat, însă este adevărat. Cu cât este mai mare masa unui obiect, cu atât mai multă atracție gravitațională exercită, de aceea unele planete au sateliți naturali în orbita lor. Însă Mercur nu are nici unul și chiar dacă ar încerca să facă rost de unul, atracția Soarelui este mai mare și acesta ar fi fost distrus într-o secundă. Deci da, câmpul său gravitațional nu este atât de mare, ceea ce înseamnă că impactul dispariției bruște a planetei nu va afecta pe nimeni și nu vom face decât să ne întrebăm ce s-a întâmplat acolo. Un alt lucru care trebuie luat în considerare este distanța de peste 90 de milioane de kilometri dintre Mercur și Pământ, ceea ce înseamnă că atracția sa gravitațională nu are nicio șansă să ajungă la noi. Așadar, cel mai favorabil scenariu de dispariție al unei planete include de cele mai multe ori Mercur. Înainte să facem planul dispariției pentru următoarea planetă, nu uita să vă abonați și să dați un like acestui video. Ne ajută mai mult decât credeți. Dacă Venus ar fi pierdută. Venus este sora geamănă a planetei noastre, după cum o numesc mulți astronomi, și planeta pentru care avem o fascinație foarte mare din diverse motive. Însă, haideți să punem întrebarea la care trebuie să răspundem astăzi. Ce s-ar întâmpla dacă Venus ar dispărea? Planeta, sincer, nu va provoca un mare deranj în sistemul solar, cu o excepție, desigur. Poate că nu realizați, dar Venus este al doilea cel mai strălucitor obiect spațial de pe cer. Puteți ghici care este primul cel mai strălucitor obiect? Credeți că este Soarele, nu? Nu, de fapt, în timp ce Soarele luminează Pământul și oferă căldura necesară, nivelul său de luminozitate este înfrânt de două alte obiecte cosmice. Primul este Luna și este puțin ironic pentru că singurul motiv pentru care este strălucitoare în timpul nopții este pentru că reflectă lumina solară către Pământ. Apoi, bineînțeles, pe locul 2 este Venus, după cum spuneam mai devreme. Este atât de luminos pe cer datorită distanței relativ mici față de noi, iar mulți se referă la această planetă ca la soarele de seară. Deci, dacă Venus ar dispărea din sistemul solar, Pământul ar fi un loc mai întunecat, însă nu foarte mult pentru că încă avem Luna și celelalte stele care strălucesc pe cer. Totuși, efectele dispariției sale vor fi notabile. Așadar, în timp ce sistemul solar nu va scăpa de sub control dacă Venus dispare, va avea totuși un efect aici pe Pământ. Prin urmare, ar trebui să fim bucuroși de locul pe care îl ocupă acum în spațiu. Dacă Marte ar fi pierdută. Ai observat că am omis Pământul? Nu te îngrijora, o să discutăm și despre el, însă este destul de evident ce va fi rău în legătură cu dispariția Pământului. Cum rămâne cu restul planetelor despre care știm că nu pot găzdui viața? Ce s-ar întâmpla dacă Marte ar dispărea? Credeți sau nu, dispariția bruscă a lui Marte nu ar fi cel mai rău lucru din lume care se poate întâmpla. Este mai mică decât Pământul, deci nu ar trebui să ne îngrijorăm de efectele negative directe pe care le-ar putea avea. Însă, lucrul ironic este că poziția lui Marte cu privire la Pământ și Jupiter stimulează producerea unui eveniment care pune Pământul în pericol, ciocnirea cu un asteroid. Nu înțelegeți cum? Hai să vedem! Între Marte și Jupiter există o centură de asteroizi masivă, ar trebui să știți asta din videoclipurile anterioare. Din acest loc, asteroizii sunt aruncați ocazional către Pământ, însă de ce? Este destul de simplu. În timp ce această centură de roci cosmice este ținută pe loc datorită forței gravitaționale a lui Jupiter, care este cea mai mare planetă din sistemul solar, Marte are suficientă forță gravitațională încât să schimbe traiectoria asteroizilor către Pământ. Deci, dacă Marte ar dispărea, Pământul ar fi un loc mult mai sigur. Jupiter. Aceasta este cea mai mare planetă din sistemul nostru solar, așadar ce se va întâmpla dacă ea ar suferi o implozie? Dacă acest eveniment ar avea loc, dispariția lui Jupiter ar avea un impact foarte mare asupra obiectelor cosmice din sistem. Vă amintiți de centura de asteroizi pe care am menționat-o mai devreme? Ei bine, dacă existența lui Jupiter ar fi ștearsă cu buretele, acele roci vor fi nevoite să plece undeva. Mai precis, vor pleca în direcția obiectului cosmic cu cel mai mare câmp gravitațional. Poate nu v-ați dat seama, însă evident că acel obiect este Soarele. Steaua din centrul sistemului nostru solar atrage deja centura de asteroizi către ea, ceea ce reprezintă o parte din motivul pentru care unele roci cosmice trec pe lângă Pământ din când în când. Însă, odată cu dispariția lui Jupiter, nimic nu va mai obstrucționa atracția gravitațională a Soarelui, ceea ce înseamnă că întreaga centură de asteroizi va năpusti asupra lui Marte, Pământ, Venus și Mercur, iar dacă un asteroid lovește oricare dintre aceste planete, ar putea provoca daune devastatoare.
De asemenea, Jupiter are un mic impact și asupra orbitei Pământului, ceea ce înseamnă că dispariția acestei planete ar putea modifica traiectoria orbitei în jurul Soarelui. Saturn. Dat fiind faptul că Saturn este a doua cea mai mare planetă din sistem, cel mai probabil te-ai aștepta să aibă un impact major dacă va dispărea, ceea ce este oarecum adevărat cât și fals. Ar fi mai corect să spunem că va avea un impact mai mare asupra planetelor din imediata apropiere decât asupra sistemului solar în general. Dacă va dispărea, gravitația pe care o exercită asupra lui Jupiter și Uranus va schimba orbita acestor două planete vecine cu Saturn. Totuși, datorită distanței relativ mari față de celelalte planete, efectele sale negative vor fi limitate, iar pentru acest lucru ar trebui să fim recunoscători. Uranus. Aceasta este în general cea mai ciudată planetă din sistemul nostru solar pentru că este literalmente culcată pe o parte. Adică, în timp ce majoritatea planetelor se învârt pe o axă aproape perpendiculară pe planul eliptic, axa lui Uranus este aproape paralelă cu mișcarea eliptică a planetei, iar la trecerea sondei spațiale Voyager 2 pe lângă Uranus, polul sud al planetei era orientat aproape direct înspre Soare. Mecanismul care stă la baza acestor fapte este total necunoscut. Este a treia cea mai mare planetă din sistemul solar, iar acest lucru înseamnă că are anumite efecte asupra celorlalte corpuri cerești, însă pe o anumită distanță. De exemplu, dispariția lui Uranus va avea un impact major asupra lui Jupiter, Saturn și Neptun, însă pentru primele patru planete, nu chiar atât de mult. Aceasta este din nou o problemă legată de dimensiunile lui Uranus și distanța mare față de alte planete. În timp ce mărimea sa permite exercitarea unei forțe gravitaționale mari în imediata apropiere, distanța de la aceasta până la planetele de lângă Soare este prea mare pentru a cauza probleme. Neptun și Pluto. Cât despre aceste două planete, dacă ar dispărea, o să se întâmple același lucru ca și în cazul lui Uranus și Saturn. Vor apărea o mulțime de probleme locale, însă nu vor fi efecte negative asupra întregului sistem solar. Acestea fiind spuse, dacă Neptun ar dispărea, Pluto va avea probleme mari. Vedeți voi, chiar în atracția gravitațională a lui Neptun se află o centură de asteroizi. Aceasta se află în jurul întregului sistem solar și este un loc periculos în care să te afli. Dacă Neptun ar dispărea, gheața și rocile din acea centură se vor mișca liber prin sistemul nostru. Prin urmare, îl vor lovi pe bietul Pluto, iar acesta cel mai probabil va fi distrus în întregime. Pământul. Am salvat ce este mai bun pentru sfârșitul videoclipului. În principal, pentru că Pământul este absolut ultimul loc din sistemul solar care ne-am dorit să dispară, în special pentru că aici locuim noi. Înainte de toate, dacă Pământul ar dispărea din întâmplare și nu s-ar mai întoarce pe locul pe care îl ocupă în prezent în sistemul solar, toate formele de viață vor fi rase de pe suprafața planetei, ceea ce reprezintă o problemă în general pentru că Pământul este singura planetă din univers care poate susține viața așa cum o cunoaștem noi. Cu siguranță sunt o mulțime de teorii cu privire la alte forme de viață din univers și o mulțime de show-uri televizate și filme ce dezbat momentul în care vom contacta primele forme de viață extraterestră, însă chiar acum nimeni nu știe nimic cu certitudine și nu s-au descoperit alte forme de viață în afară de cele care se află pe Pământ, sau cel puțin asta știm noi. Deci da, dacă noi am dispărea, sistemul solar nu ar fi foarte afectat, pentru că nu suntem cea mai mare planetă din jur, dar dispariția planetei noastre ar însemna că universul ar fi mult mai sterp în ceea ce privește numărul planetelor care pot susține viața pe suprafața lor. Viața nu ar exista nicăieri altundeva așa cum o cunoaștem noi. Chiar dacă Pământul ar fi teleportat accidental într-o altă parte a Universului, la fel ca Mercur, încă vom avea probleme, pentru că, în prezent, planeta noastră se află în locul perfect pentru a primi lumină și căldură suficientă de la Soare, fără să afecteze formele de viață. Deci, dacă vom fi transferați într-o altă parte, riscăm să pierdem acest echilibru perfect de care ne bucurăm în prezent. Ideea este că trebuie să fim bucuroși că Pământul se află în locul și la timpul potrivit. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!